Un turist american susține că a mers într-o brutărie din Hunedoara și, mirat că la ceas de seară încă mai găsește un magazin deschis, a intrat să își cumpere ceva de mâncare. Bărbatul a cerut o plăcintă cu brânză și saleuri cu susan, care costau în total 15 lei. Și în loc să-i dea restul cuvenit, angajata ar fi încercat să-l păcălească. Turistul american, care se declară fascinat de România, a postat pe TikTok un filmuleț în care le arată încântat urmăritorilor săi că a găsit un loc să își cumpere ceva de mâncare, având în vedere că potrivit acestuia era destul de târziu și nu spera să mai găsească ceva deschis la acea oră. Bărbatul a intrat în patiserie și a comandat ceva fără carne, respectiv o plăcintă cu brânză și saleuri cu susan, dar văzându-l străin, angajat ar fi vrut să-l păcălească. El i-a dat 20 de lei, iar produsele de patiserie pe care le-a cumpărat costau 15 lei și în loc să-i dea rest 5 lei, i-ar fi dat doar 2 lei. Mica scamatorie a fost oricum în zadar pentru că americanul i-a zis păstrează restul și a plecat.